Salut dragilor și bun venit la Idei Do It Yourself! Astăzi o să vă arăt cum să croșetăm o eșarfă de vară simplu și rapid, cu multe lanțuri și tip plasă. Este din bumbac, potrivit pentru vară și haideți să vă arăt ce material și ceea ce am folosit. Am aici un gheb de la Woolly Hawks Bendy, cu o îmbinare foarte frumoasă de culori, cu nuanțe de verde, albastru și mov. Este 100% bumbac, are 100 de grame și aproximativ 210 metri. Culoarea numărul 7 și potrivit pentru AC de 6, 6,5. Perfect pentru acul meu de 6. Și voi începe prin a scoate mijlocul, din care voi căuta capătul firului. Și voi începe cu cercul magic, pe care îl voi face prin răsucirea firului după două degete. Intru cu acul în cerc și trag firul de lucru din spate în față. Astfel îmi rămâne cerculețul pe care voi lucra și pe care îl pot regla ca dimensiune cu firul de lucru de pe deget. Îl voi lăsa mai lărguț în jos, voi prinde de el și voi începe să fac un lanț de 5 ochiuri. Apoi leg cele 5 ochiuri de cerc cu un ochi de bază și mai fac încă un lanț de 5 ochiuri și voi obține astfel a doua buclă. Încep al treilea lanț de 5 ochiuri, după care le prind de cerc și astfel obțin cea de-a treia buclă. Astfel am încheiat primul meu rând, iar acum trag de ață până se închide cercul. Am închis cercul și am rămas cu aceste trei bucle mici pe care urmează să lucrez întreaga structură a eșarfei. Continui cu un lanț de 5 ochiuri, după care întorc introduc croșeta prin prima buclă și o fixez de aceasta printr-un ochi simplu. Mai fac încă un rând de 5 ochiuri pe care le voi lega introducând croșeta în următoarea buclă și fixându-le cu un ochi simplu. Deci am făcut două lanțuri care se întind peste primele două bucle din primul meu rând, iar acum urmează să o fac pe a treia buclă care se suprapune fix peste bucla din mijloc din primul meu rând. Deci introduc croșeta în bucla din mijloc și o leg de aceasta. Acest lucru se întâmplă doar la buclele din mijloc, de aceea mi le voi marca pentru a ști care este cea din centru. Este important să avem mereu în vedere buclele din mijloc pentru că după ele ne vom orienta. Continui cu un lanț de 5 ochiuri pe care îl voi lega de ultima buclă din primul rând. Deci până acum în cel de-al doilea rând am făcut 4 bucle peste primele 3. Și urmează să o fac pe a cincea, pe care o voi lega tot în ultima buclă, din primul rând. Deci, cum ați observat, în fiecare rând vom adăuga încă două bucle. Deci, așa arată lucrarea momentan. Vedeți, am început cu 3 bucle. Deci, în primul rând, am făcut 3 rânduri de lanțuri de câte 5 ochiuri, apoi am continuat în rândul al doilea
cu 5 bucle, adică cu 2 în plus față de primul rând. A treia buclă este fix pe mijlocul buclei centrale, urmată de încă 2. Și, cum spuneam, în fiecare rând voi adăuga încă 2 bucle. În primul am avut 3, în al doilea rând am avut 5, apoi 7, 9, 11. Și, cum spuneam, este foarte important să avem mereu în vedere care este mijlocul. De aceea voi și marca această buclă centrală. Și haideți să începem acum rândul al treilea. Facem un lanț de încă 5 ochiuri. Întoarcem și fixăm lanțul de prima buclă. Apoi urmează încă un lanț de 5 ochiuri pe care îl fixăm în următoarea buclă. Apoi încă 5 și ajungem la bucla centrală. Iar peste această buclă din mijloc mai facem încă una și o fixăm exact de ea. Am fixat bucla, scoatem acul de marcat și îl fixăm pe bucla proaspăt făcută. Și continuăm pe cealaltă parte a triunghiului cu încă 3 bucle. Încă 5 ochiuri, legăm cu un ochi simplu, apoi încă 5, le fixăm cu un ochi simplu, și să nu uităm și de ultima buclă, încă 5 ochiuri, pe care le fixăm aici jos. Deci să numărăm, avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bucle în al treilea rând. Mai fac încă vreo 3-4 rânduri, apoi o să vă arăt modelul care s-a format. Bun, am mai făcut câteva rânduri, iar acum o să număr buclele exterioare. Sunt 15 bucle. S-a format un model foarte drăguț și foarte simplu. Am înaintat rapid și voi continua până voi obține înălțimea dorită. Bun, am ajuns la unul din capetele triunghiului. Am folosit aproximativ jumătate de ghem și am măsurat latura cea mai lungă, care are 180 de centimetri. Mi se pare o lungime potrivită, de aceea voi încheia. Fac ultima buclă, o fixez și tai firul. Desigur, acest fir urmează să fie cusut. Iar în partea cealaltă am firul de început, va fi și el cusut, iar eșarfa mea este gata. Are o îmbinare de culori foarte frumoasă, foarte ușor croșetat și destul de rapid, acest model tip plasă. Un model foarte potrivit pentru seriile mai răcoroase sau de ce nu chiar și ziua. Vă mulțumesc că ați urmărit idei do it yourself, sper că v-a plăcut acest video. Pentru mai multe videouri, vizitați canalul meu și abonați-vă pentru videouri noi. Vă rog dați un share și prietenilor voștri și până data viitoare, pa, pa!